Bună ziua! Sunt Costel Oprea, gazda Noua TV. Continuăm astăzi seria de emisiuni despre relații internaționale foarte încordate, despre geopolitica zonei în care trăim și, bineînțeles, despre războaiele noastre care se desfășoară, din păcate, în fiecare zi. În ultima perioadă se dezbate foarte mult acest subiect legat de modul în care reacționează Rusia cu dușmanii interni și dușmanii externi. Am avut cu puțin timp în urmă o emisiune legată de modul în care sunt eliminați dușmanii lui Putin. Și în același timp am făcut și puțină istorie legată de faptul că Rusia are o tradiție în uciderea barbară a adversarilor politici. Acum aș vrea să vorbim puțin despre modul în care sunt eliminați dușmanii externi. În ultima perioadă au apărut niște articole în presa internațională legată de așa zisul sindrom Havana. Mai exact despre modul în care sunt executați, bineînțeles în ghilimele, unii diplomați occidental prin niște metode foarte subterane, foarte subtile, dar totuși în același timp barbare. Pentru a dezbate acest subiect îl avem ca invitat pe domnul colonel Tudor Păcuraru. Bună ziua! Vă salut, prieteni! Mulțumim că ați revenit la noi. Este un subiect foarte incitant și dumneavoastră poate ne dați niște răspunsuri legat de acest fenomen, care se pare că nu este foarte nou, este cam vechi, dar în același timp foarte nou. În 1996, când am intrat în rândurile Serviciului Român de Informație, una dintre primele lucrări pe care mi s-a cerut să o fac a fost despre Revoluția în decembrie 89. Mai precis despre modul în care a fost spart mitingul lui Ceaușescu din Piața Palatului. În acel moment aveam în legătură un om foarte bun, un ofițer, inginer militar cu studii în Uniunea Sovietică, adevărat patriot român, să-i spunem domnul Popa, numele real nu pot să-l destăinui, deși omul este mort de 12 ani. Omul făcuse studii de inginerie militară în Uniunea Sovietică și mi-a spus: domnul Păcuraru, asta este armăsonică. Oh, ce e asta? Omul mi-a explicat de detaliu și am pus respectivele chestiuni, nota de analiză, care a fost înaintată Comisiei Decembrie 89 din Parlamentul României. În curând se vor împlini 30 de ani de atunci și această notă cu caracter secret ar trebui să apară, să fie desecretizată. Practic, spuneam că acolo a fost folosită o armă sonică de origine sovietică. Unde? În piața universității? În piața Palatului, din fața Palatului. Comitetului Central, în momentul în care mitingul lui Ceaușescu a fost spart, fără ca Ceaușescu să înțeleagă de ce. Atunci a avut loc o panică, lui Ceaușescu i s-a explicat ceva cu țepușe și femei împinse și împunse, dar încetul cu încet au început să iasă la iveală alte chestii. Prima dintre chestiuni este că securitatea totuși știa despre ce e vorba. Deci lor li s-a raportat că dinspre intercontinental americanii ar fi făcut și adres cu microunde. E inexact. În același timp au trecut de atunci ani și în momentul în care procurorii au reluat dosarul Revoluției, principalii participanți la aceste momente au avut de ales între două posibilități. Fie povestesc pe bune faptele pe care le-au comis, care între timp se prescriseseră, fie mint, caz în care intră sub incidența codului penal și ajung la bătrânețe la pușcărie. Deci toți au spus acolo adevărul, fiindcă oricum povesteau în fața procurorilor lucruri care erau exonerate de lege. S-a prescris fapta.
În aceste condiții, echipajul de 4 persoane al carului, al camionului militar autospecialei, care asigura lui Ceaușescu sonorizarea, amplificarea discursului, au povestit cum au primit o bandă magnetică de la ruși, au pus-o pe magnetofonul din autospecială, știau că este pentru, cum spuneau ei, propagandă în rândul adversarului, și s-a soldat cu panica că i s-a văzut. Ei nu știau cum funcționează banda respectivă, știau numai că la un moment dat trebuia să o pună. Aceste lucruri sunt pe larg explicate în această carte, Planul Nistru, pe care o găsiți la editura de carte.ro și la libris.ro, o puteți comanda și unde vedeți depozițiile clare ale celor implicați în prima și, Doamne ajută, până acum ultima, folosirea unei arme sonice în România. Ce este o armă sonică? Ca să înțelegem, trebuie în primul rând să înțelegem contextul în care s-a născut. Această armă s-a născut în Austria, anii 1930. Austria, în acei ani, a fost un caz foarte special. Vezi, dumneavoastră, opinia generală și în bună măsură falsă este că mișcarea nazistă a fost germană și a fost copios încadrată cu tot felul de golani și bătăuși. Nu e așa. Mișcarea nazistă a fost și austriacă, numai că austriecii au reușit să-și degaje responsabilitatea cumva și să mascheze această realitate tristă. Hitler e născut în Austria. Mișcarea nazistă din Austria a avut ceva mai special. A îngrenat vârfurile societății, elitele. Ca urmare a acestui fapt, Austria a fost singurul stat care, după al doilea război mondial, a fost condusă de un cancelar cu trecut nazist. A fost ofițer nazist, Kurt Waldheim. Faptul că a fost ofițer nazist nu i-a împiedicat pe austrieci să îl aleagă în funcția de cancelar. Faptul că a participat la crime de război în Iugoslavia nu i-a împiedicat pe austrieci să îl facă mare personalitate politică, ceea ce ridică niște semne de întrebare privitor la austrieci. Este foarte interesant în acest punct că s-a asigurat continuitatea bunelor pasarelații dintre Germania, Austria și Uniunea Sovietică. Că aceste relații s-au păstrat până în zilele noastre. Știm foarte bine relația specială între Austria și Rusia. Și atitudinea față de România, care este acuzată pentru actul de la 23 august 1944. Fiindcă nazismul austriac are la bază revizionismul. Aceste elite, vârfuri ale societății austriece, vroiau ca Austria să devină din nou ce a fost odinioară, adică centrul unui imperiu, să stăpânească asupra cehilor, slovacilor, croaților, sârbilor, ungurilor și românilor. Dorind acest lucru, singura modalitate de a realiza asta era să se aghețe de mișcarea nazistă germană și de această rostogolire înspre est a naziștilor. Din această cauză, repet, nu vă mirați, în această poveste cu naziști veți regăsi membrii Academiei de Științe a Austriei, persoane foarte respectabile din punct de vedere intelectual, din păcate. Povestea acestor arme sonice începe cu un austriac născut la Trieste, în Italia, fiul unui expert în torpile, doctorul Mario Zippermayer. El era fizician și era specializat în unde de șoc. A dus-o cum a mai dus-o până când Austria a fost anexată de naziști și el, cum era membru al Partidului Nazist Austriac încă în 1934, s-a înscris de-a dreptul în SD, adică în Gestapo. Și a fost transformat în supraveghetorul Institutului de Științe Aplicate al Academiei Austriece, Weimarstrasse din Viena. Acest doctor Zippermayer a avut contracte cu Luftwaffe. Era un om de calitate, era un om educat, era un om de știință de primă mână și relațiile sale cu Göring erau facilitate de faptul că Göring era unul dintre puținii mai șlefuiți din banda nazistă. Göring i-a pus la dispoziție fonduri importante.
El a participat, de exemplu, la proiectul primei rachete teleghidate lansate de pe avion, L-40. În cursul anului 1940-41, dr. Zippermayer a descoperit un fenomen fizic care era cunoscut, dar nu era explicat. Exploziile cu explozibil pulberizat, deci spray, aerosol. În spate era vorba de praf de cărbune în suspensie în aer care explodează cu o forță neobișnuită. Lucrurile au rămas cum au rămas până în 1943, când anglo-americanii au început să bombardeze Germania. Iar Germania a început să pună la punct rachete antiaeriene, vorbind de racheta Enzian. Rachetele acestea aveau caracteristici bune, dar nu reușeau ei să ghideze în faza finală, la care le trebuia o încărcătură de luptă extrem de puternică, de 400 de kilograme, ca să frângă aripii bombardierelor. Asta se urmărea. Dr. Zippermayer a pus la punct o asemenea încărcătură, un amestec de oxigen lichid cu praf de cărbune, cu efecte absolut devastatoare. Deci este prima armă de tip fuel air explosiv din istorie. A fost testată lângă Viena, pe poligon. Luftwaffe nu a adoptat arma, fiindcă era nevoie de oxigen lichid, că era greu de manevrat. Dr. Zippermayer a studiat fenomenul undei de șoc de foarte joasă frecvență și de presiune mare. Și a ajuns la concluzia, spre sfârșitul anului 1943, că ar putea produce un tun acustic cu care se rupă aripile bombardierilor americane și a întreprins lucrări în acest sens. O armă, ca să spunem așa, care provoca un zgomot imens și crea o stare de confuzie. Deci, care efectiv el armă dorea, sonică. Dorea da. Să rupă aripile bombardierelor. Dânsul l-a împuternicit pe inginerul Richard Walaushek să deruleze, să realizeze practic această armă. Atelierul Walaushek a fost la Salzburg, în cartierul Löfer din Salzburg. Acolo a fost pusă la punct prima armă sonică din istorie. Despre ce era vorba? O antenă de tip ligian de 325 de centimetri, deci de diametru mare, iar în spate era un injector cu metan și oxigen. Acest injector crea explozii mici de 40 de ori pe secundă. Se producea astfel o undă de șoc întreținută, echivalentul, am spune, unui sunet extrem de puternic și foarte jos. Urechea umană începe să perceapă sunetele de la 16 Hz. Au apărut mari probleme de la bun început. Arma a fost testată în arma sonică, deci ligianul lui Walaushek. Și toți cei aflați pe rază 60 de metri în jurul dispozitivului au leșinat. Asta a fost prima armă sonică. Practic, efectul nu era cel căutat. Arma nu rupea nicio aripă pe bombardier. Dar, în schimb, avea efecte fiziologice teribile. Atunci, proiectul acesta a fost pus frumos pe un raft de bibliotecă și a fost uitat acolo. A fost găsit ulterior de cei care l-au căutat, din cauza faptului că din echipa lui Zippermayer, cel puțin 6 indivizi, dintre care 2 membri ai Academiei de Științe în Austria, au ajuns în prizonierat rusesc. Rusia, da. Ei purtau uniformele Luftwaffe, normal că i-au arestat și normal când au dat de armele cu explozibil lichid pulverulent, i-au pus la muncă. Prima folosire efectivă pe câmpul de luptă a unei asemenea arme a fost în 1969 în cursul incidentelor dintre Uniunea Sovietică și China. Arma, datorită undei de șoc, rupe plămânii victimelor care mor sufocate. Deci ca să mă înțelegem, deci rușii au reușit să pună mâna pe acești cercetători care și-au continuat munca Uniunea Sovietică. Cel puțin 10 ani de zile. Și au lucrat la această armă sonică. Și au continuat pe cele două linii
linia cu tunul cu unde de joasă frecvență întreținute și linia cu arma care rupe plămânii, așa numita bombă cu vid, așa o numeau naziștii, care n-au folosit-o niciodată operațional, nu rezultă în documente să o fi folosit. Există numai zvonuri. Trec anii și în 1956 intră în scenă un anume Vladimir Gavro. Gavro, de fapt, se chema Gavronski și era fugit din Uniunea Sovietică. Omul avea cunoștințe despre infrasunete. Dobândite cum? Știm noi cum. Da. Lucrase în echipă cu ăștia. Cu ăștia, da. Omul a fost naturalizat francez și a fost angajat la Centre National de Recherche Scientifique din Marsilia. Când în Marsilia era în 1956 într-un bloc nou și de beton. Problema este că în momentul în care deschideau ferestrele, începea să ia cu greață, cu diaree, pe cei care lucrau acolo. Uh-huh. Au făcut tot felul de cercetări toxicologice și tot ce vreți, n-au găsit nimica. Până când Gavro a avut ideea să studieze cu un detector dacă există infrasunete în clădire. Da, existau. Uh-huh. El a folosit, se spune în surse publice că a folosit detectoare cu flacără și alte cercetări de astea, el a folosit de fapt detectoare de artilerie. Există microfoane speciale pentru uzul artileriei cu care se poate determina de unde trage o baterie de tunuri. Asta a folosit și a dat de un electromotor de ventilator din subsol. A constatat că dacă reglează amortizoarele, poate obține diverse frecvențe, între 7 și 10 Hz. Și a mai constatat o chestie, că la 7 Hz e devastator. Sunetul nu se aude, este de o putere relativ modestă, dar efectul fiziologic este devastator. Panică, dezorientare, deranj stomacal, vomismente. Deci în acel bloc se crease un laborator pentru această bombă sonică. Sau cum? Practic, sau a fost plasată? Practic, descoperirea a fost întâmplătoare. Uh-huh. Practic, domnul Gavro știa ce să caute, iar cei care au realizat construcția în Marsilia au făcut seara prost. Am înțeles. Din acel moment, doctorul Vladimir Gavro dispare din lumea științifică, fiindcă tot ceea ce a făcut el după aceea este sub secretul de stat. Principala sa contribuție a doctorului Gavro a fost câmpul modulat de joasă frecvență. El a conceput o metodă de a anihila infrasunetele folosind infrasunete complementare. Cele două fluxuri de infrasunete se anihilau. Dar vreau să ne explicați cum funcționa, deci această bombă, cum era plasată. Da, asta vreau era să un dispozitiv, era da. Un dispozitiv cu unde întreținute. Ultimele chestii care se știu despre doctorul Gavro este că folosea un fel de fluiere de mari dimensiuni, de 3 metri lungime. După care a căzut brusc secretul peste. Și iată că în 1972 Franța a început să folosească împotriva demonstrațiilor violente arme cu infrasunete. Arme cu infrasunete exact la 7 Hz, că în spectrul de frecvențe explorat cu succes de Sângris în Marsilia și de doctorul Vladimir Gavro. Aceste arme funcționează exact după principiul lui Gavro. Altfel spus, nu poți genera infrasunete cu explozii, că nu le poți dirija. Și leșină cei care deservesc arma. Atunci folosești două fascicule sonore cu o frecvență foarte înaltă, ultrasunete. Francezii au folosit la 18 kHz. Aceste două fascicule sunt decalate cu exact 7 Hz. Unul dintre fascicule este cu 7 Hz sub. Ele când se întâlnesc în spațiu liber are loc o decodificare directă de infrasunete în spațiu liber, cu efecte devastatoare. Împrăștie mulțimea de zile mari. În 1973 au apărut date și informații în care rezultă că CIA avea această tehnică, dar folosea banda de 2 Hz, care e interesantă fiindcă acolo vibrează ochii.
ochii și stomacul și începi să nu mai vezi bine, te ia cu vomismente. Dispozitivul folosit de CIA, Squark Box, este exact ceea ce v-am descris. Două fascicule de ultrasunete decalate în cazul de față cu 2 Hz, care se întâlnesc în spațiu liber, are loc o demodulare directă a infrasunetelor la putere foarte mare. Ultrasunetele pot fi produse la putere mare datorită faptului că difuzoarele necesare sunt mici. Sunt difuzoare cu trâmbițe folosite și în radioficare. După care, în 1990, au apărut date pe fondul liberalizării că Uniunea Sovietică are așa ceva, exact pe acest principiu, pentru frecvența de 10 Hz, implementate pe dubele de propagandă la inamic. Aceste camioane, exact ăla pe care le-au folosit și în piața fostului comitet central, conțin amplificatoare puternice și difuzoare cu goarna. Cine se uită la fotografiile acelui meeting o să vadă două stative cu difuzoare cu goarna. Când au băgat banda de magnetofon, acesta conținea diferite sunete, dar conținea în același timp un sunet modulat la 16.000 de Hz pe o pistă și la 16.000 plus 10 Hz pe a doua pistă. De pe margine nu auzeai decât un zgomot confuz. Dar cei care erau la întretăierea dintre cele două fascicule au resimțit o senzație de panică pe care nu mai puteau controla. Asta a fost. În Irak, în 1997, a fost prima aplicație a Departamentului Apărării, s-au folosit infrasunete exact în stilul Gavro la 7 Hz și purtătoarea are între 20 și 35.000 de Hz. Aceste arme au fost folosite în 2004, în 2007 pentru a dispersa mulțimi. În Irak, te sunt cunoscute. Nu se vorbește despre ele? Sunt armenele tale cunoscute. Da. Și cum a ajuns Uniunea Sovietică, acum Rusia, să folosească această armă împotriva diplomaților străini? Vezi, dumneavoastră, aceasta este o metodă semi-umedă. Există metode umede, care înseamnă plătești pe doi mafioți să pună bomba, să omoare pe ea de la Europa Liberă. Nu se practică. Puține state în lumea asta e practică, Israelul e unul dintre ele, treaba lor, au alte probleme. În lumea civilizată nu se trimit asasini ca să pună poloniu în ceaiul unui dizident din Marea Britanie. Rușii însă vezi că o fac. Există metode semi-umede care sunt mai puțin, sunt neletale. Plătești doi bandiți ca să-i moaie oasele, să-l bată bine pe Cutărescu, pe Georgescu, de la Europa Liberă. Asta ca să vedeți în ce a putut fi băgată securitatea lui Ceaușescu. Printre aceste metode este și pândești momentul în care au fereastra deschisă și le bagi două fascicule de ultrasunete în birou, după care te uiți și a ieșit. Fiind un spațiu închis, efectele sunt devastatoare. Adică nu e vorba de arma neletală de împrăștiat mulțimile din piață. Acolo, infrasunete într-un spațiu închis între patru pereți, intrând pe fereastră, duc la modificări fiziologice de durată și la sindrome care evoluează în ani de zile. Zeci de diplomați americani în țări, acreditați în țări inamicale, au suferit de această chestiune, mai toată echipa de la ambasada americană în Havana. Explorările de presă au făcut legătură cu o anumită unitate a Ministerul Apărării al Rusiei, unitate GRU, deci Spetsnaz, ai cărei conducători au primit tot felul de medalii și de premii pentru dezvoltarea armelor sonice neletale. Membrii acestei unități sunt cunoscuți și au fost de fiecare dată în față când au pățit-o americanii. De ce nu se practică? Nu că meseria mea am fi așa mai umani. Nu. Datorită faptului că dacă eu aici în România am posibilitatea să plătesc doi golani ca să-ți moaie oasele și el are acolo în Rusia să facă la fel.
și unde ajungem? Ne batem unii pe alții? Adică este o sumă fixă. Cine pierde, dă la ăla că câștigă. Nimeni n-are, de fapt, în mod real de câștigat. Da, și această bombă, după cum spuneți dumneavoastră, este pe termen, pe termen lung și se pierd urmele. Nu poți să găsești cauzele. Este ca un fel de, hai să spunem în ghilimele, crimă perfectă. Este practic o otrăvire de la distanță, care se realizează cu mijloace greu detectabile. Acum, eu sunt sigur că în urma acestor pățenii, ambasada americană au microfoane speciale pentru detectarea infrasunetelor. Singurul semn că acestea sunt folosite sunt reacția animalelor, care intră într-o panică subită și dispar. În principal, câini, pisici, păsări sunt sensibili la infrasunete și efectul este imediat. În rest, pot să vă spun că, din păcate, și unii și alții le folosesc pentru împrăștirea mulțimilor. Deci vă puteți aștepta oricând să le folosești în spațiu închis, este, după părerea mea, o acțiune criminală, iar împotriva unei reprezentanțe diplomatice e de două ori criminală. Dar până acum s-a putut demonstra în vreun caz că este vorba într-adevăr despre bombă? Sau să reținem că se vedeți, este o otrăvire fără urme. Din cauza acestui fapt, în mod oficial, Statele Unite neagă că ar fi vorba de infrasunete, fiindcă ar trebui să recunoască că nu au posibilitatea să-și protejeze juridic cetățenii. Dar, în schimb, acceptă cheltuielile medicale implicite. Am înțeles. Ceea ce este un mod indirect de a recunoaște. Deci, cu alte cuvinte, atunci când apar aceste simptome, diplomații respectivi sunt retrași și intră sub incidența, ca să zic așa, controlului asta medical. Iar cei care vin după ei, li se spune să nu că cumva îți deschidă ferestrele alea. Aha, da, am înțeles. Că întotdeauna poate se întâmplă ceva. Nu se știe ce intră pe geam. Nu se știe ce intră pe geam. Da, este vorba despre un monstru, ca să zicem așa, invizibil, care... Un elefant invizibil care intră pe geam și te face praf. Da, frumos, este un scenariu de film, să science fiction, da. V-am spus toată povestea, are 90 de ani povestea, deci lucrurile sunt cunoscute. În ce etape a evoluat, cine a pus-o la punct, totul e documentat. Da, e super interesant, e o poveste foarte, foarte incitantă și încercăm să găsim răspunsul la o serie de întrebări care au fost ridicate în ultima perioadă. Să se vorbește de acest sindrom Havana și văd că sunt foarte mulți diplomații, într-adevăr, în special americani, care au suferit acest... Și se pare că Rusia acum o folosește la un nivel global, tocmai în contextul acestui conflict. Așa, o să vă dau un exemplu simplu și la îndemână. Da. Maică-mea suferă de un sindrom post-traumatic. Suferă de zeci de ani, care periodic, la 2-3 ani, provoacă disfuncții vegetative importante. Ea are 92 de ani în momentul de față. Acest sindrom post-traumatic a apărut în urma expunerii la o undă de șoc în timpul unui bombardament în 1943 la Brașov, când a fost în unda de șoc de joasă frecvență a unei bombe care a aruncat-o peste un gard, a lăsat-o în inconștiență și mai are și acum niște schije prin urechi de această bombă. Simpla expunere la undă de șoc infrasonică provoacă efecte fiziologice care, iată, se întind pe 70 de ani. Da, mulțumim foarte mult! Cu dragă inimă și data viitoare! Da. Cu mare drag, pentru că reușit să deschide un fel de cutia Pandorei, niște lucruri care sunt inedite, nu sunt cunoscute și care eu cred că oamenii trebuie să le cunoască, ca să știm să ne ferim. Deci nu trebuie să ținem geamurile deschise, deci în prezența unor, așa zis, agenți ruși. Mulțumim foarte mult, la revedere!